să vorbesc în seara aceasta despre două răsplăți ale lui Dumnezeu. Una este răsplata de pe pământ, apoi răsplata din veșnicie. Vedeți dumneavoastră, în cuvântul Domnului scrie în Marcu, în capitolul 9, cu versetul 14, că dacă cineva va da numai un pahar cu apă la cei mai neînsemnați sau micuți ai mei, își va primi răsplata, nu își va pierde răsplătirea. Și am zis, Doamne Dumnezeule, dar dacă chiar așa e, doar foarte mulți necredincioși și mulți netăiați împrejur și care au blestemat pe Dumnezeu, au mai dat un pahar cu apă, ăștia își vor primi răsplata în cer, ce se va întâmpla cu ei? Că nu se poate, Dumnezeu e drept și se ține de cuvânt. Frați și surori, Dumnezeu răsplătește aici, El nu se lasă să nu țină adevărul, că a spus Dumnezeu că nu-și va pierde răsplata. Și cum îl va răsplăti Dumnezeu? Păi el necredincios nu mai vede că la serviciu, în loc să capete 10 dolari pe ară, capete 12, pentru că a dat un pahar cu apă, el nici nu știe. Și când va ajunge la judecată, poate va spune și el, Doamne, dar am dat un pahar cu apă, ce se întâmplă? Îi va spune Domnul, cei 2 dolari pe oră în plus au fost pentru paharul ăla cu apă. Să știți, ai luat porția și răsplata, nu mai capeți nimic. Dumnezeu răsplătește pentru că e drept, frate și surori. Noi avem în biserică un frate, și nu spun cu numele, dar frate, nici el știe și așa, omul ăsta e nepocăit. Dar vine la biserică din când în când. Și de câte ori e nevoie de ceva să se facă la biserică, el spune, eu fac fraților. Dă bani la biserică, a cumpărat un candelabru foarte frumos, apoi ne-a făcut la intrare în biserică cu cărămidă acolo foarte frumos pe banii lui și l-am întrebat odată, ascultă omule, dar tu nu vrei să te pocăiești, dar atâtea ori am stat de vorbă cu el și am zis, întoarce-te la Dumnezeu, tu ești un om care faci fapte bune, vino și te pocăiește. Și a spus, nu, încă nu-i vremea încă pentru mine. Dar cum totuși de faci atâtea fapte bune pentru biserică? Știți ce a spus? Ascultă, Mitrule, zice, eu văd mâna lui Dumnezeu în viața mea. Orice fac, Dumnezeu mă binecuvântează. Ori pe ce pun mâna, Dumnezeu mă binecuvântează, pe cum să nu dau bani pentru Dumnezeu? Vedeți, fraților, Dumnezeu nu se lasă de ocară. Dacă a spus că răsplătește un pahar cu apă, răsplătește și cărămizele puse în zid, răsplătește și luminile cumpărate, răsplătește apa care ai dat-o, răsplătește totul, dar o răsplătește aici pe pământ și oricine face fapte bune să nu creadă că și cu acelea va intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu, nu! Îți vei lua răsplata aici pe pământ, pentru ca să intri acolo trebuie să te pocăiești. Ajută-ne, Doamne, slăvit să fie Domnul! O, binecuvântă-ne, Doamne, să putem să stăm înaintea Ta! Sunt cazuri când ne luăm răsplata aici și cerem de la Dumnezeu aceasta. Mi-aduc aminte, am încercat să facem niște lucrări și am făcut ceva pentru Dumnezeu în România. Dumnezeu ne-a deschis inima să ajutăm construcții de biserici, așa în limita posibilităților, și ne-am simțit că avem putere financiară și Domnul ne ajută. Fraților, când am început să lucrăm mai bine, tot business-ul s-a dus în jos. Am văzut că totul merge rău și ne-am rugat cu soția și am spus, de ce, Doamne, că uite-te câtă nevoie este să mergem și totul merge în jos? Pentru că diavolul lovea cu putere, era tare mânios că am început să construim biserici. Cum să nu fie mânios? Că am făcut o bisericuță la Poiana Frățe și două familii de la Martul lui Iehova au venit să o boteze la noi, la Pentecostal. Slăvit să fie Domnul! Și el ține cât poate de-a lui, nu-i lasă să se ducă. Și nu ne-a mers bine, numai rău ne-a mers. Și am spus, ce facem, Doamne? Eram între Ciocan și Nicovală, trebuia să lucrăm mai departe. Ce facem, Doamne, că nu mai putem? N-avem cu ce. Dar am făcut o juruință înaintea Domnului și am spus, Doamne, dacă trebuie să împrumut, am să împrumut bani și termin lucrarea aceasta, am să o fac în numele Tău. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu și-a întins mâna și-a binecuvântat business-ul și tot ce avem și Dumnezeu ne-a dat bani să gătăm totul, slăvit să fie Domnul. El răsplătește și aici pe pământ, dar nu-i cerem așa ceva, dragii mei. O, dacă ne-am dat seama ce înseamnă răsplătirea lui Dumnezeu sus în cer, n-am cere niciodată aici, fraților. Dacă ne-am dat seama ce înseamnă răsplătirea lui Dumnezeu sus în cer, am stat în suferință și n-am murmurat niciodată, pentru că odată Dumnezeu va spune, vino să-ți răsplătesc oboseala și durerile și necazul tău, pentru că El este drept, slăvit să-i fie numele Lui. Ajută-ne, Doamne, să stăm lângă Tine, să Te slujim și să Te binecuvântăm. Să nu cerem răsplată aici, fraților. Aș dori să vă dau un exemplu care fratele Moisică l-a spus, mi se pare, la Melbourne, și chiar am zis că am să spun lucrul acesta, că tare se potrivește aici. Și să învățăm din astea, frați și surori, pentru că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Un frate care vestea Evanghelia s-a dus într-un loc să meargă la evangelizare și avea puțin bani.
Și când se urcă într-o mașină de ocazie, îl ia și îl duce foarte puțin, nu-i la distanța mare, când se dă jos, șoferul îi spune, banii să plătești, uite atâta. Domnule, cum atâta? E prea mult! Eu n-am atâția bani, nu pot să plătesc așa de mult, de ce mă taxez atâta? Doamne, nu mă interesează, ăsta e prețul, trebuie să plătești, nu scap, trebuie să dai banii, atâta costă. Și omul a scos banii câți a avut, i-a dat acolo și a plecat omul murmurând, Doamne, după ce că nu-s bani nici acasă, nu mai am nici în buzunar, acum să mă duc să predic Evanghelia la frat să se pocăiască, dar ce o să le spun? Însă Dumnezeu a lucrat, slăvit să fie Domnul, și la evangelizare frații s-au bucurat și când se plece acasă, a spus un frate care era șofer, frate, nu-ți fă probleme că eu te duc acasă. Și l-a pus în mașină, a mers cu el acasă, când a ajuns acasă, a scos din buzunar niște bani și a spus, frate, Domnul mi-a spus să-ți dau banii ăștia ție. Și a luat fratele banii și când a mers și i-a numărat, au fost exact banii care a plătit la șoferul care l-a dus încolo și a spus, s-a terminat, mi-am luat răsplata, n-am câștigat nimic astăzi. Dumnezeu mi-a dat înapoi ceea ce am dat eu, ce am realizat cu aceasta? Nimic, fraților! Noi trebuie să așteptăm ca Dumnezeu să ne răsplătească în cer, mărit să-i fie numele Lui, căci răsplata aceea va fi minunată. Întâlnirea miresei cu mirele va fi minunată. Va fi minunat când vom sta înaintea Lui și va spune, vină slugă bună și credincioasă să-ți dau răsplata, căci ai trudit pentru ea, mărit să fie Domnul. Noi vom fi răsplătiți în cer pentru câteva lucruri foarte importante care doresc să le reamintesc aici. În primul rând, vom fi răsplătiți în cer pentru post și rugăciune. Ați știut aceasta? Că dacă postiți, Domnul vă răsplătește. Dar trebuie să postim și pentru alții, nu numai pentru noi. Este scris în Matei 6, citesc de la 6 până la 18 acasă, nu mai dăm citire ca să economisim timpul cât se poate de mult. Apoi, Domnul ne răsplătește pentru că am fost niște slujitori credincioși în ceea ce ni s-a încredințat. Spune, ce se va face cu robul acela care... Domnul i-a încredințat o slujbă și el a ținut-o așa cum i-a dat-o Domnul și spune când va veni, el îl va răsplăti pentru că a lucrat după voia lui Dumnezeu. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze frașesul lor și tot ce ni s-a încredințat să ducem la bun sfârșit. Aș vrea să întreb în seara aceasta, aici în Perth, pe frați și pe surori, înțelegem fiecare ce ne-a încredințat Dumnezeu? Nu cumva intrăm de multe ori în cealaltă zonă și parcă aș vrea, chiar dacă n-am voce de cântat, să fiu și eu cântăreț? Nu cumva aș vrea, chiar dacă nu pot să predic nici două vorbe, să fiu și eu predicator? Nu cumva vreau să fac altceva și slujba care mi-a dat-o Dumnezeu să mă duc să-L ajut pe cel sărac, să o părăsesc, că nu-mi place de ea? Doamne, dă-ne înțelepciune să vedem la cine ai chemat, să cunoaștem vocea lui Dumnezeu, să cunoaștem planul lui Dumnezeu, să cunoaștem locul unde ne-a pus Dumnezeu și să stăm acolo, dragii mei. Am văzut mulți oameni care nu pot să stea acolo unde i-a pus Dumnezeu. Ba vin și alții și învață și le spune că așa trebuie făcut, cum gândește el. Vin oameni care umblă de colo-colo, ca niște nori fără apă, cum spune Iacob, bătuți de vânt. Și vin ei și fac rânduiel pe la față, pe biserici. Și în loc să stea să se pocăiască cu frațe, stau că ei au ceva din partea Domnului. Domnul i-a pus să fie păstori. Numai păstori nu-s niciodată. O, dar trimite Dumnezeu păstori. Și să știți, frate, surori, eu cred că sunt păstori și vestitori a Evangheliei aici în biserica dumneavoastră, dar ăștia care i-au făcut Dumnezeu să vestească Evanghelia de multe ori stau liniștiți, stau în bancă și tac. Și aia care nu sunt puși la slujbă, ăștia vin și spună, frate, și eu pot să fac slujba asta, că noi românii putem face orice. Doamne, fă ca lucrarea și slujba care ne-ai încredințat-o, atât de dărnicie, atât de post și rugăciune, atât de slujire în biserică, să o facem, Doamne, cu toată dragostea și când vei veni să spui, ia-ți partea ta, că ai fost o slugă bună și credincioasă, mărit să fie Domnul. Apoi El ne va binecuvânta pentru faptul că am fost ocărât din pricina numelui Lui. Nu mai prea merge asta acum într-o țară liberă, nici chiar în România. Dacă noi am fost tineri, să știți că nu era chiar așa de simplu. Ne duceam la serviciu, ba pe vremea aia mai trebuia să umblăm și tunșchei, n-am avut păr pe cap, că așa a fost rânduiala și bine a fost că a fost și așa, pentru că frații au fost tare sfinți și Dumnezeu atât a lucrat cu ei, mărit să fie Domnul. Și când mergeam la serviciu și ne vedeau oamenii fără păr pe cap, râdea de noi, mi-aduc aminte când intram la ședință de siguranță circulației unde lucram la calea ferată, spunea toți bine, ei, stângeți lumina că a intrat pocăitul aici, că eram tunschi eu. A fost o cară și rușine. Niciodată n-am putut să fim promovați
într-o slujbă de răspundere, că am fost pocăiți. Am fost arătați cu degetul ultima pleava societății. Dumnezeu a dus vremea să se vadă că pocăiții nu sunt pleava societății. Dumnezeu a dus vremea când să se vadă că pocăiții sunt oameni demni de urmat, când pocăiții sunt cei care urmează pe Hristos și își țin cuvântul. Facă Dumnezeu, fraților, să fim exemplare în toată viața noastră, ca după noi să se ieie oamenii și să zică ăștia sunt copiii lui Dumnezeu. Și mai mult decât orice el a spus înainte de a se despărți de ucenici, atunci la cina Domnului după ce plecase Iuda, voi să vă iubiți unii pe alții, frați și surori din Perg, să vă iubiți unii pe alții. Lăsați ura, lăsați totul, căci va veni vremea răsplătirii și pentru că tot murmurăm și pentru că nu vedem decât slăbiciuni la frați, ne pierdem ce a hotărât Dumnezeu să ne dea, să ne iubim unii pe alții, frați și surori, ca să ne căpătăm răsplata, mărit să fie Dumnezeu. Aș dori, iubiții mei, să mergem puțin mai departe, timpul trece foarte repede, dar Dumnezeu să ne binecuvânteze. Fratele Moisică a spus, e ultimul, și am zis, Moise, că tu ți-ai timp cât vrei. Slavă Domnului că ai timp. Doamne, întindeți mâna peste noi. Iubiții mei, să vedem puțin, cuvântul Domnului vorbește în Matei, în capitolul 25, versetul 31 la 46, unde Domnul spune... Căci El atunci când va veni în împărăția Lui cu putere ca să răsplătească pe cei buni și pe cei răi, va despărți pe toți cum desparte păstorul oile de capre. Și va spune celor buni, treceți la dreapta mea, iar celor răi treceți la stânga mea. Și va începe să strige împăratul în gura mare. Veniți, binecuvântați-i tatălui meu, de moșteniți împărăția cerurilor care v-a fost dată de la întemeierea lumii, a fost pregătită pentru voi. Veniți de moșteniți-o! Pentru ce să o moștenim, Doamne? Pentru că am fost flământ și m-ați săturat. Când am fost flământ, Doamne, și te-am săturat? Că nu te-am văzut niciodată. Ba da, de câte ori ați făcut ceva și de câte ori ați hrănit un nenorocit, să știți că eu am fost acolo, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, vreau să vă spun... Noi suntem afară ieșiți din România și Dumnezeu ne-a binecuvântat mai mult decât pe cei de acolo. Nu știu de ce, nu merităm nimic. Mă întreb și eu de multe ori. Mă duc în țară destul de des și când văd copiii de-ai fraților dezbrăcați, flămânți și amărâți, când văd în ce chin trăiesc frații din România față de noi, câți bani plătesc pe o bucată de pâine, zic, Doamne, pentru ce ai făcut-o că nu meritam nimica? Cu ce să te mai bun decât ei, Doamne, și totuși Dumnezeu ne-a scos de acolo, frați și surori. Dar să știți un lucru, căci așa cum a spus Mardoheu lui Estera, poate că pentru o vreme ca aceasta ești tu la împărăție și să fii gata, pentru că Dumnezeu va vrea să facă ceva prin tine. Frați și surori, pentru aceasta ne-a trimis Dumnezeu aici, nu numai să ne îmbogățim, să ne cumpărăm case după case și mașini după mașini și să uităm de frații noștri. Am fost în biserică, în Cluj, și nu vă spun unde și cu cine, dar după ce am vestit Evanghelia, am ieșit afară cu frații slujitori și pe scările bisericii a venit un frate plângând și a spus, fraților, n-am niciun ban să cumpăr pâine la copii. Mi s-a sfrânt inima în mine și am zis, Doamne Dumnezeule, la mine este pâine din belșug, la mine e tot ce vrei acasă și copiii aceștia mănâncă numai când capăt. Ați spus, dați-mi ceva bani de la biserică ca să pot să-mi cumpăr pâine. Astea sunt puține care le vedem, fraților. Ai săturat-o vreun flământ? Ai trimis tu ceva din ceea ce ți-a dat Dumnezeu ție pentru cei care nu au să se hrănească și ei? Nu te-ai gândit vreodată că nu ți-a făcut Dumnezeu atâtea favoruri numai să te îmbogățești și să uiți să vii la biserică? Dumnezeu te-a trimis aici să pui mâna acelora care nu au, să le dai și lor. Doamne, deschide inima poporului Tău să lucreze pentru aceasta. Fraților și surori, să înțelegem că Dumnezeu ne va răsplăti oboseala. Împarte-ți pâinea cu cel flământ. Acesta e postul plăcut lui Dumnezeu. Și trimite acolo unde este nevoie să trimiți. A spus Domnul, ba da, treci la dreapta mea pentru că am fost flământ și tu m-ai săturat. Apoi va spune unora, zic, am fost însetat și mi-ați dat să bea. Doamne, niciodată nu te-am văzut însetat să-ți dăm să bei. Oare se referă, fraților, cuvântul Domnului aici la un pahar cu apă? Mă gândesc asta, nu-i numai atâta. Știți dumneavoastră că în țara noastră încă sunt localități unde n-a ajuns picior de pocăit să spună despre Hristos? Știți dumneavoastră că oamenii n-au posibilități pur și simplu
Să duc frații cu câte un junk de mașină din 65, din 70, care de-abia o târăște după el și cu motorină și cum poate și dacă n-au nici asta, să duc cu bicicleta pe sate să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, să spună oamenilor vestea bună și cei însetați să primească apă din izvorul vieții. Cât am participat noi la aceasta? Că va veni vremea să ne întrebe, va spune, am fost însetat și Tu mi-ai dat să beau, Doamne, când? Vei putea să spui și tu, voi putea să spun și eu că i-am dat să bea vreodată, voi putea să spunem că-și datorită truzii noastre, datorită că ne-am împărțit ce ne-a dat Dumnezeu, s-o pocăit măcar un om în România sau aici, vom putea spune fraților? Și dacă nu putem să spunem, încă nu-i târziu astăzi, să facem o hotărâre, să spunem, Doamne, ne schimbăm viața asta din belșug și vrem să ajutăm pe cei nenorociți și ajută-ne, Doamne, la lucrarea aceasta. Apoi spuneam, am fost străini și m-ați primit la voi. Zicem că nu mai merge treaba aceasta acum, că nu-i nimeni străin, nu avem ce să-i ajutăm. Care cum vin aici și guvernurile de bani probabil și trăiesc bine, au neamuri, au frați, nu mai e problema aici. Dar este problema undeva, fraților. M-a durut sufletul când am vorbit cu un frate în România, cu o grămadă de copii. Și a spus, frate, am fost silit să vând un copil de-al meu. M-am îngrozit, am tremurat. Cum, frate, să-ți vinzi copilul tău? A spus, n-am mai avut ce să dau mâncare celorlalți și a venit cineva din străinătate și a spus că îmi dă o sumă de bani dacă vreau să îl înfiez lui și l-am înfiat la oamenii ăștia și am luat banii să cumpăr mâncare și haine pentru copii. Frați și surori, eu mă rog Domnului ca Dumnezeu să trezească inima noastră aici în străinătate. Mă rog lui Dumnezeu să facă, să ne uităm la cei nenorociți din România. Mă rog Domnului să facă să aducem în casele noastre. M-am bucurat, am fost aici la dumneavoastră într-o familie unde pare mi se sunt 11 copii sau așa ceva. Și fratele acesta a mai luat o fetiță handicapată să o grijească și pe aceea, să o înfieze în casa lor și am zis, Doamne, Tu vei răsplăti toate acestea, că Dumnezeu este bun, slăvit să-i fie numele Lui. Nu trebuie să-i aducem aici, nu trebuie să-i înfiem, dar au fost frați care și-au depus viața lor în joc și au depus jertfă și s-au dus în România și au deschis orfelinate și le dă de mâncare și îngrijește de ei și ar trebui numai aceasta să o facem, să găsim că sunt, aveți și dumneavoastră aici. Am vorbit cu fratele Vasile Bara și a spus că are câțiva bătrâni de care îngrijește acolo și ei, o duce greu pentru că trebuie în fiecare lună să trimită banii, frați și surori. Trebuie trimiși banii și noi dacă ne uităm de afară, sigur că spunem, măi, fratele ăsta poate își cumpără el ceva. Păi că așa facem noi, suntem buni de asta. Nu, nu-i dau la fratele ăsta, cine știe ce face cu banii mei? Dar ce te interesează pe tine? Dacă tu îi dai din dragoste pentru Hristos și merge pentru lucrarea lui Dumnezeu, lasă că El va răspunde de ceea ce face, fă-ți tu numai datoria și satură-l pe cel flămând și ajută pe cel orfan, adu-l în casa ta prin banii tăi, fă-ți un locușor în căminul acela și spune, camera asta vrea să fie a mea, vreau să aduc doi copii în camera asta sau doi bătrâni nenorociți în camera asta și vreau să-i sponsorizez, vreau să mă ocup de ei. Și Dumnezeu să vezi cum va binecuvânta lucrul mâinilor tale. Și Dumnezeu își va întinde de mâna pentru tot ce să slăviți să fie El. Am fost gol, m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit la mine. Oare cum suntem, frați și surori? Cum răspundem la aceasta? Am fost bolnav și ați venit la mine. Că parcă așa de greu e să mergi la bolnav. Eu până n-am fost bolnav, nu m-am prea dus, că nici nu m-a interesat așa de tare, dar când Dumnezeu m-a îngăduit să rămân la pat, și am văzut că vin frață și mă vizitează, a fost cea mai mare bucurie a mea. Am avut un accident de mașină cu soția și am fost lovit foarte rău. Și am fost în spital și când m-am trezit din operație și m-am uitat în jurul meu, păstorul meu era acolo, Domnul să-l binecuvânteze. Ce faceți voi, păstori? Poate că de multe ori vă ciocniți, vă loviți de o la altă. Poate că de multe ori spuneți că nu este de lucru numai la amvon. Este de lucru afară, să știți. Căutați oameni în spitale, căutați oameni năcăjiți. Să știți că am găsit oameni aici la voi care a spus, nu m-a sunat nimeni niciodată, ani de zile. Nu știu ce se întâmplă. Frați și surori, oamenii sunt bolnavi și au nevoie de suportul bisericii. Căutați pe cei bolnavi, mergeți pe la ei, că odată va spune Domnul, și tu ai fost pe la mine când am fost bolnav și te-ai rugat pentru mine, mai primește în costea pe coroana ta, slăvit să fie Dumnezeu, pentru că El poate să o facă. El este Dumnezeul veșnic, mărit să-i fie numele Lui în veci de veci. Apoi va spune celor răi, plecați de la mine blestemaților.
Duceți-vă în focul de veci care a fost pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui. Să știți că iadul nu-i pregătit pentru oameni, frați și surori, nu. Iadul a fost pregătit pentru Satana, dar pentru că oamenii îl ascultă pe el, să ducă acolo unde merge el. A spus, plecați de la mine, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Am fost însetat și nu mi-ați dat apă să beau. Și îi spune, dar nu te-am văzut niciodată, Doamne, cum să-ți dăm? Dar întrebarea în seara aceasta este, unde l-ai căutat ca să-l vezi? Nu cumva te-ai dus la cinematograf să-l vezi dacă e acolo, ca să-i dai un pahar cu apă? Nu e acolo, el nu se duce la cinematograf. Nu cumva te-ai dus la dans, nu cumva te-ai dus la prieteni să bei un pahar de băutură, nu-l căuta, că el nu e acolo, degeaba spui că nu l-ai văzut. Pe el, ca să-l vezi, vii aici, în casa lui Dumnezeu, și el este aici, slăvit să-i fie numele. El a spus că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt acolo. El este aici și în seara aceasta, frați și surori. El este Dumnezeul nostru mărit să fie în veci. El este prezent, caută-L pe Dumnezeu aici, în casa Lui. Pentru că aici îl vei găsi și vei putea să faci un lucru bun, ca să nu spună, du-te în focul cel de veci. Ce greu este acest cuvânt, ce dureros va fi, frați și surori. Mai am câteva cuvinte și am să mă apropii de încheiere. Iubiții mei, fratele Vasile a amintit aici cuvântul din Timotei, din 4 cu 7 și cu 8. Și Timotei a spus cu toată puterea lui, când și-a sfârșit alergarea, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea și acum așteaptă cununa neveștezită, dar nu numai pe mine, ci și pe voi. Toți cât va urma să vină, care vor iubi pe Dumnezeu, o pregătit Domnul o cunună, o răsplată pentru ei. Ce fel de luptă ducem noi? Nu ne mai avem probleme cu comuniștii, nu ne mai persecută nimeni. Problema care avem acum, fraților, că ne luptăm unii cu alții. Nu? De ce sunt atâtea frânturi de biserici? Și noi am avut în America, într-un stat, într-un timp 12 grupări, numai biserici nu au fost astea, nici cum nu s-au putut înțelege, pentru că nu știu care e cel mai puternic și mai mare. Și Dumnezeu s-a supărat pe aceasta și a fost începutul greu și la noi în America, însă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu frați care au stat în bătaia vântului și a spus, fraților, pe aici trebuie să ne ducem. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat să avem biserici mari, să avem rânduială și să ne bucurăm, slăvit să fie Domnul. Și aceasta trebuie făcută și aici, fraților, să nu ne luptăm unii cu alții, să nu ne judecăm unii pe alții, că ne va judeca Dumnezeu odată și aspru va fi cu noi, ci să ne iubim unii pe alții, frați și surori, să mergem înainte, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, să ne luptăm lupta cea bună. Apoi El a spus, mi-am isprăvit alergarea și eu mă întreb, unde este alergarea noastră? Ați văzut că mulți aleargă dimineața sau după masa, care sunt liberi, poate unii să slăbească, alții au nevoie pentru sănătatea corpului și aleargă pe străzi. Dar noi unde alergăm, frați și surori, pentru că parcă ne ducem așa grăbiți? Parcă atâta treabă avem ca niciodată, n-avem timp de nimic, n-avem timp de a veni la biserică, n-avem timp de a veni la rugăciune. La noi în biserică sunt frați cum care se roagă, dar din aproape 2000 de oameni duminica care vin la rugăciune avem 200 sau 150 care vin, însă ăștia 150 și 200, ăștia sunt puterea adunării în sus, să știți. Frații mei, strângeți-vă la rugăciune! Pentru că atunci când vă veți uni în rugăciuni și vă veți iubi unii pe alții, o să vă vedeți cum se predică Evanghelia de aici, pentru că va fi unsă cu uleiul Duhului Sfânt și frații care predică Evanghelia, Dumnezeu îi va atinge cărbunele, cu cărbunele buzele Lui și va vesti un Dumnezeu care e viu în vecii vecilor. Strângeți-vă la rugăciune, nu va fi greu să vă rugați, pentru că va veni vremea răsplății și El a spus că orice oboseală El o va răsplăti, slăvit să-i fie numele Lui, și o va face pentru că este minunat. Să nu alergăm după lucrurile noastre. Sigur că alergăm de dimineața și până noaptea. Să mai facem ceva, trebuie să facem, ne luptăm cu viața. Nu e nicio problemă asta, dar fraților, să avem timp de Dumnezeu. Din 24 de ore, aș vrea să vă spun că 2 ore și 40 de minute, să știți că sunt ale Domnului. Ar trebui 2 ore și 40 de minute să citim Biblia, măcar atât, asta e minimum. Să citim Biblia, să ne rugăm, să cântăm cântări de laudă cu copiii noștri în familie, să rezidim altarele în casele noastre și o să vedeți ce va face Dumnezeu după aceasta. Să dăm timpul nostru lui Dumnezeu, să dăm banul nostru lui Dumnezeu. Am spus la convenția din Detroit în anul celălalt, am spus, fraților,
să dați zeciuiala după venitul care vi-l dă Dumnezeu, ca nu cumva Dumnezeu să vă dea venitul după zeciuiala care o dați. M-ați înțeles? Mai repet o dată. Să dați zeciuiala după venitul care vi-l dă Dumnezeu, nu cumva să vă dea Dumnezeu venitul după zeciuiala care o dați. Că să știți că Dumnezeu e drept, slăvit să-i fie numele Lui, și când îți deschizi mâna să dai pentru El, să vezi cum toarnă belșug de binecuvântare, slăvit să fie Domnul, că are de unde Dumnezeul nostru, mărit să fie El în vecii vecilor. Să alergăm la casa Domnului și să așteptăm cununa aceea neveștezită pe care Domnul ne va da-o tuturora. Domnul ne va binecuvânta pentru că este drept. Și mă apropii de încheiere cu câteva gânduri, dragii mei. M-am gândit că și cei care aleargă la jocurile de obște, cum spunea Apostolul Pavel, sau dacă vreți să le spunem olimpice astăzi, oamenii aceștia se înfrânează de la foarte multe lucruri și își păstrează trupul în frâu. Ani de zile am auzit interviul de la sportiv care a spus, când a luat o medalie de aur, l-a întrebat ăștia, cât te-ai pregătit pentru aceasta? Și a spus, de 4 ani de zile m-am pregătit în fiecare zi ca să iau medalia de aur. Să lupte pentru lucruri peritoare, dragii mei. Cât ne pregătim noi pentru lucrarea lui Dumnezeu? Cât stăm noi înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, știu că vei veni, uitați, am spus aici, El vorbește în Apocalipsa, în cartea aceasta a lui Dumnezeu, când i-a spus lui Ioan, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine să dau fiecare după fapta lui. Ți-ai pus întrebarea vreodată, ce vei primi? Ți-ai pus întrebarea dacă numai pentru 5 dolari sau pentru 2 dolari care îi pui aici la biserică, ce vei căpăta? Nu știu dacă vei căpăta ceva. Aș vrea să-ți spun în seara aceasta și spune Dumnezeu, ia din partea ta măcar a 10-a parte și trimite-o săracului, ajută biserica, ajută lucrarea Domnului, nu te da înapoi, că Domnul îți va răsplăti, mărit să-i fie numele Lui. Sportivii aceștia se trudesc și se zdrobesc și apoi vine ziua culminantă. În ziua când trebuie să primească medalia, să ridicați pe un podium sus, și cel care are medalia de aur este cel mai sus ridicat. Apoi președintele federației sau cine este, se apropie de el și își pleacă capul omul acesta și îi pune după gâtul lui o medalie frumoasă de aur care se mândrește atât de mult cu ea. Mai mult decât atât, după ce a pus medalia, începe și să cântă imnul țării de unde a venit. Dacă a fost în America, s-a cântat imnul României. Toată lumea a făcut tăceri în respect de aceasta și au ascultat imnul acesta țării de unde vine sportivul respectiv. I-au curs lacrimile pe obraz, am văzut întotdeauna lacrimi de bucurie pe obrazul lor. Iubiții mei, așa se va întâmpla când va veni Domnul nostru. Va veni ziua când noi nu vom fi pe un stadion, ci vom fi înaintea celui prea înalt, slăvit să-i fie numele Lui. Va veni ziua când în loc să-ți primești o medalie de aur, nu-ți va da medalia de aur, îți va da o piatră albă care e scrisă în Apocalipsa, pe care va scrie un nume ce nimeni nu știe să-l citească, numai tu! Te-ai gândit dacă s-a început scrierea pe piatra aceea numelui tău? Pentru că aceasta se scrie pe parcurs, poate literă cu literă, așa cum tu trăiești înaintea Domnului, așa cum ți-ai dus viața în curăție, așa scrie Domnul, până când se va termina totul și vei primi piatra aceea minunată. Apoi în loc de o cupă de care se bucură oamenii și o păstrează și se umple de praf, vei primi o coroană pe capul tău minunată, slăvit să fie Domnul! Când îți va pune coroana pe cap și când vor străluci pietrele de smaragd, când va fi ceva de nu te poți uita la strălucirea ei, vei întreba de ce e așa, Doamne? Nu meritam aceasta! Și El îți va spune, te-am văzut când ai suferit pentru numele Meu, te-am văzut când ai răbdat, te-am văzut când ai fost ocărât, te-am văzut când ai plâns pentru alții, te-am văzut cum ți-ai jertfit viața și banii tăi pentru lucrarea Domnului, pentru mine, te-am văzut! Și acum ți-am adus coroana aceasta care este împodobită cu pietre scumpe, slăvit să fie Domnul. Fraților, nu vreți să punem mâna pe așa ceva? Pentru ce ne luptăm în viață? Că El a spus, eu vin curând! Nu știu dacă mâine mai avem timp, dar în seara aceasta încă avem timp, slăvit să-i fie numele. Eu vin curând! Apoi în loc să se cânte imnul țării, ni se va cânta cântarea cu îngerii, slăvit să fie Domnul. Când va cânta cerul întreg, când va fi serbarea aceea, când cei din Valea Plângerii se vor întâlni acolo,
Și Domnul le va spune, nu mai plânge. Și dacă vei plânge, a spus aici în Apocalipsa, în capitolul 24, că El personal vine și șterge lacrima din ochii tăi, lacrima de bucurie că te-ai întâlnit cu El. Biserică din Perth, aș vrea să spun în seara aceasta că încă este posibilitate. Dacă n-am lucrat prea mult pentru faptele noastre, că ne-am lăsat pe tânjală și am spus, suntem mântuiți prin credință, Domnul Iisus ne-a mântuit la Calvar și foarte mulți chiar propagă această învățătură, am fost mântuiți, nu mai trebuie să facem nimica. Da, nu vorbim de mântuire, mântuirea poți să o primești, dar ca să ai o curună strălucitoare, ca să ai piatra aceea albă, ca să ți se scrie numele în cartea vieții, trebuie să trăiești cum a trăit Hristos, mărit să-i fie numele Lui. Doamne, ajută-ne! Iubiții mei, doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și acum, să ne pregătească inima în continuare și să stăm înaintea Domnului. Nu vreți? Haideți să ne ridicăm pe picioare scurt, să nu stăm mult, dar dacă Dumnezeu ne cercetează, să-i spunem, Doamne, în seara aceasta suntem aici și am rămas repetând la atâtea lucruri. Am auzit că vei veni curând, Doamne, de atâtea ori ni s-au spus la această convenție, dacă vei în noaptea aceasta, Doamne, aș vrea să mai fac ceva. Am să alerg acum să fac ceva pentru Tine, ca să-mi câștig coroana vieții, mărit să fie Domnul. Și dacă este cineva care încă nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, în seara aceasta este seara ta și vei auzi în continuare ce-ți va spune Dumnezeu. Grăbește-te și întoarce-te la El, slăvit să fie Domnul. Haideți cu toții să facem din nou o juruință înaintea Domnului. Te vom iubi și te vom sluji și te vom lăuda. Glorie ție, Doamne!